Această rubrică vă este oferită de Sanador. Pietrele la fiere pot duce la colecistită acută, pot apărea de obicei ca rezultat al regimurilor și stilurilor de viață nesănătoase. Cum se tratează această afecțiune, ne spune doctorul Răzvan Stavri, medic specialist chirurgie generală. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună dimineața și dumneavoastră. Pentru început, domnule doctor, ne interesează care sunt manifestările acestei boli. În primul rând, această patologie acută de obicei debutează printr-o durere destul de mare în etajul abdominal superior, eventual cu iradiere în umărul drept. Poate să se asocieze cu greață, vărsături și în acest caz vorbim despre o colică biliară, însă în cazul în care materialul litiazic se blochează în canalul cistic care varsă bila către intestin, atunci aceste manifestări persistă mai multe ore, mai multe zile și se pot asocia cu febră, frisoane, stare de rău. În general, pacientul pentru acest gen de patologie se prezintă de urgență la camera de gardă. Bun, cum se realizează diagnosticul? Diagnosticul este în primul rând clinic, urmărim ca și anamneză în preziua apariției simptomelor o masă bogată în grăsimi sau un exces alimentar. Ulterior se efectuează în primul rând o ecografie abdominală care vizualizează colecistul, pietrele eventuale din interiorul colecistului și gradul de inflamație de la nivelul peretelui acestuia. Se efectuează analize de sânge care ghidează către diagnosticul, să zicem, de colecistită acută și exclud alte diagnostice conexe care ar putea, spre exemplu, să intervină odată cu colecistita acută. Respectiv, se mai pot indica ori un colangio-RMN sau o ecoendoscopie pentru a vizualiza calculii care pleacă din colecist și ajung în calea biliară și determină acolo o obstrucție. Ulterior, în urma analizei datelor, se stabilește diagnosticul și se propune, evident, tratamentul. De cele mai multe ori este necesară internarea pentru investigații sau chiar pur și simplu pentru tratament de reechilibrare, tratament antibiotic, antiinflamator și odată cu elucidarea diagnosticului se impune și rezolvarea definitivă a problemei, respectiv tratamentul chirurgical. Ne interesează și din ce cauză apar aceste pietre la renii, domnule doctor, care sunt cauzele? Pietrele la vezicula biliară apar din multipli factori. Favorizanți, să zicem, sunt dietele nesănătoase, însă sunt și factori familiari. Există litiază biliară care, să zicem așa, se moștenește, probabil datorită unor modificări anatomice la nivelul locului de vărsare al colecistului spre calea biliară, respectiv o angulare mai puternică a canalului cistic duce la stagnarea bilei în colecist și acolo implicit se formează calculii. Un element important ar fi și dietele de slăbit, o slăbire foarte bruscă, foarte accentuată, indiferent că este prin dietă sau prin chirurgie bariatrică, duce câteodată la apariția de litiază biliară, uneori chiar complicată. Despre recuperare, ce ne puteți spune? Este anevoioasă sau este mai facilă? În contextul în care intervenția este laparoscopic, se face colecistectomie laparoscopic, respectiv înlăturarea colecistului împreună cu calculii, da, prin niște incizii mici la nivelul abdomenului, atunci recuperarea devine facilă. Restricțiile postoperatorii sunt minime și atunci vă dați seama că și reintegrarea socioprofesională a pacientului este mult mai rapidă. Însă, în cazurile complicate, în care nu este posibil intervenția minim-invazivă laparoscopică sau robotică, atunci recuperarea devine ceva mai dificilă.
Intervenția clasică impune o secțiune a mușchilor abdominali care se refac mult mai greu și evident și riscul de complicații este mai mare, numai că asta se întâmplă din fericire foarte rar. Domnule doctor Răzvan Staravi, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Cu mare plăcere. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.